Vă mulțumesc privind la reabilitare. Deci este un segment nou care acum este în dezvoltare în Republica Moldova, astfel încât reabilitarea face parte și este văzută și face evidență separată, face parte din asistența spitalicească, cazuri, așa numite cazuri cronice. Deci o parte din cazuri cronice sunt în reabilitare. Care sunt problemele astăzi încă? Că suntem doar la început de cale, pentru că o bună reabilitare prevede, pe de o parte, o cunoștință bună în domeniul respectiv și, a doilea moment, dotări tehnice respective pentru a o efectua. Vreau să vă spun că unele instituții, inclusiv instituții teritoriale, pentru că, de fapt, reabilitarea este ceva care poate fi făcut la nivel raional, etc., sunt deja dotate, au înțeles că aceasta este viitorul pentru instituțiile lor, care nu sunt instituții care vor avea o prestare strategică de servicii, de pildă în chirurgie, etc., și dezvoltă aceste servicii. Cert este faptul că ele neapărat trebuie dezvoltate, pentru că reabilitarea este extrem de importantă pentru finalizarea actului de tratament. Pe de o parte, și a doilea moment, noi azi am vorbit despre noțiunile de eficientizare a tratamentului. Păi eficiența trebuiește monitorizată pe parcursul la toată perioada de însănătoșire a pacientului și de multe ori. Acele reabilitări care se făceau în instituțiile înalt specializate astăzi, ele de fapt sunt neeficiente. Deci și atunci noi trebuie să dezvoltăm un alt concept. Când, spre exemplu, să luăm unul din aceste mai noi concepte. Dacă pacientul vine cu accident cerebrovascular acut, trebuie să existe un spital în care se va...